Fermierii care mizează pe floarea soarelui caută hibrizi care să fie adaptați pentru toate zonele de cultură. Acesta este doar unul dintre punctele forte ale lui Sulfosol, hibrid simplu, semitardiv din portofoliul Donau Sat. Sulfosol ajunge la maturitate fiziologică după 115-120 de zile, într-un regim climatic normal, și impresionează prin potențialul genetic de producție ridicat, care poate atinge și 4700 de kilograme la hectar, cu respectarea recomandărilor tehnologice și condiții normale de climă. Cu ce alte avantaje vine Sulfosol în fermele din România? Este tolerant la erbicidele pe bază de tribenuron metil, la secetă și la boli foliare, precum Fomopsis și Alternaria. De asemenea, Sulfosol are o rezistență bună la cădere și frângere și tolerează bine atacul de lupoaie până la rasa E. Conținutul de ulei, tip linoleic, la Sulfosol ajunge la 50-52%, în timp ce masa 1000 de boabe este de 60 de grame. Planta este de înălțime mijlociu înaltă, densitatea recomandată de specialiștii Donau Sat este de 53-55 de mii de plante la hectare.